aflăm aici să anunțăm evenimentul nostru de suflet, St. George City of Debate, ediția 12-a, care se va desfășura la Sfântul Gheorghe în perioada 2-4 martie 2018. Evenimentul se va asemăna mult cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în sensul în care vom avea 70 de echipe, formate din câte 3 elevi de liceu, însumând 210 persoane, plus 70 de arbitri care vor arbitra dezbaterile și o echipă de principal, aproape 65 de moscovici pe vremea aceea, și 4 DCA, Deputy Chief Adjudicators în jargonul dezbaterilor, sunt cumva ajutori de arbitri principali. Și planul meu era încă de pe atunci ca acești DCA, ajutori de arbitri, să fie arbitri principali de acest an. Ei au acceptat această invitație, număr de 3, și vor organiza anul acesta parte de organizarea dezbaterilor. Este vorba de Silviu Șoit, Cosmin Tenie și Andreea Bărnuț. Ei sunt principalii și alături de ei și-au format la rândul lor o echipă de 4 DCA, care sperăm că în ediția 13-a evenimentului vor fi ei la rândul lor arbitri principali și vor forma o echipă. Deci am încercat să imprim o idee de continuitate, ca tot timpul oamenii care sunt în fruntea competiției să fi participat la această competiție într-o postură mai ușoară, să spun, simplă, de introducere, de ajutor, familiarizare. Da, de familiarizare, dar totuși într-o poziție de lua decizii, de conducere. Ca locații, păstrăm tradiția, locația principală va fi Colegiul Național Mihai Viteazu. Deja am discutat cu direcțiunea și pe această cale vreau să și mulțumesc conducerii Colegiului Național Mihai Viteazu din Sfântul Gheorghe. Ne ajută în fiecare an. Acolo se vor desfășura toate rundele de dezbateri, cu excepția finalei. Încă așteptăm răspunsul de la Colegiul Național Sechei Mico, unde de obicei facem finala. Iar în ceea ce privește masa participanților, va fi luată la cantina Colegiului Național Mihai Viteazu. În acest spațiu. Cazarea tot acolo? Cazarea nu. Revenind un pic la mâncare, anul trecut a fost un experiment pentru noi. Pentru prima oară s-a luat masa în cantina școlii, mâncarea fiind preparată de către școală și servită în același spațiu. Iar feedback-ul primit de la participanți și de la arbitri a fost foarte bun. Și de aceea dorim în continuare să mergem pe exact aceeași rețetă, să nu mai aducem catering sau mâncare, nu știu, ambalată de la alte restaurante care să se răcească până la destinație. Mergem pe aceeași rețetă, mâncarea făcută în aceea zi, servită caldă, în același spațiu. Este și o... Noi pornisem anul trecut de la ideea de a face evenimentul un eveniment care să fie prietenos cu mediul, să nu aruncăm ambalaje, să nu folosim veselă de unică folosință. Și atunci am ajuns la acest experiment de a încerca să servim masa pentru 350 de persoane într-un spațiu destul de mic, dar a funcționat perfect, foarte, foarte bun. Am organizat bine și feedback-ul a fost. Pot fi consultate pe pagina noastră de Facebook. Au întrecut orice așteptări ale noastre și scopul meu de anul trecut, în ceea ce privește ridicarea calității evenimentului, atât din punct de vedere logistic, cât și din punct de vedere al calității dezbaterilor, a fost în mare proporție atins acest scop al meu și s-a și văzut din răspunsul participanților la formularele de feedback. Și chiar am primit aprecieri, noi, echipa de organizare, evenimentul a primit aprecieri individuale de la persoane individuale care au spus că din experiența lor, de la multe competiții și de ani de dezbateri,
este probabil cea mai bine organizată și cea mai calitativă competiție din țară. Și ne-am bucurat foarte mult să vedem că eforturile noastre au fost răsplătite și apreciate. Și anul acesta obiectivul principal este să menținem acest standard și pe cât posibil chiar să și îl îmbunătățim. Revenind la întrebare, partea financiară, bineînțeles, este foarte importantă. Din nefericire, sponsorul nostru principal, partenerul nostru principal de anul trecut și de aproximativ, mi se pare, 3 ani înainte, nu ne mai poate, din motive obiective, ajuta. Și pe partea financiară întâmpinăm anumite dificultăți. Momentan, cu o lună înaintea proiectului, este un timp din punct de vedere organizatoric foarte scurt, o lună de zile, încă nu avem partener principal și pe această cale rog oamenii care vor citi în presă informațiile pe care le transmit acum să, nu știu, să ne vină în ajutor cu ce se poate sau eventual să ne dea și informații despre posibilii parteneri principali. Noi suntem în căutare momentan de partener principal și de finanțare, pentru că asta, pe partea privată, am pierdut ajutorul partenerului principal, iar pe partea publică, știm cu toții, țara trece prin niște modificări de substanță cu privire la fondurile alocate consiliilor locale, primărilor, bani, fonduri de unde noi primeam bani și care ne sprijineau proiectul destul de substanțial. Și nici din partea primăriei, deși am depus toate documentele, deocamdată nu am primit răspuns. Bugetul încă nu este făcut. Autoritățile locale, ca de fiecare dată, se arată dispuse și ne apreciază și doresc să ne ajute, dar câteodată apar niște obstacole dincolo de voința persoanelor din conducerea municipiului. Competiția are aproximativ anul acesta, am făcut bugetul, dacă memoria nu mă înșală, undeva la între 80 și 90 de mii de lei. Acesta este bugetul. Eu știu, pare foarte mult, dar trebuie să vă gândiți la amploarea și anvergura acestui eveniment. Este cel mai mare din țară în continuare. Și da, sunt bani mulți. Noi ne acoperim o mică parte din aceste costuri, din taxele de participare pe care le plătesc participanții, în continuare arbitrii, pentru că este vorba de studenți sau profesori sau oameni din diferite alte domenii, care vin benevol, își rup din timpul lor liber și participă la competiție și vin cu o mare parte din substanța evenimentului, cu arbitrajul, fără de care nu s-ar putea, bineînțeles, organiza o competiție. Și am de mult timp, deja de câțiva ani, arbitrii nu plătesc taxe de participare și sunt invitații noștri, au gratuitate. Indiferent unde se cazează, le asigurăm cazare la hotel, masă, pe toată perioada evenimentului, totul gratuit. Și am dorit, noi am lansat această invitație, deja bineînțeles nu ne putem retrage, nici nu ne dorim să facem acest lucru, dar aveam alte planuri în ceea ce privește fondurile. Asta este, s-au produs niște schimbări din toate direcțiile și sunt dincolo de puterile noastre, dar încercăm cumva să rezolvăm situația și să ne acoperim așa cum ea este gândită și funcționează în prezent. Nu poate să existe și să supraviețuiască fără ajutor din exterior, însemnând ajutor financiar din partea autorităților locale și din partea firmelor private care doresc să investească în educație. Până la urmă despre asta este vorba. Și da, dacă acest sprijin va dispărea, atunci și competiția așa cum ea există momentan va dispărea, pentru că nu, o astfel de competiție, un astfel de eveniment nu este sustenabil financiar doar din taxele participanților.
Bineînțeles, am putea să punem fiecare elev de liceu să plătească, nu știu, o sumă considerabilă, 1000 de lei de participant și atunci cu siguranță etalon de organizare. Ca și competiție de dezbateri, St. George City of Debate a fost prima competiție care a introdus un sistem de voluntariat, de oameni care organizează competiția, care nu au nicio legătură cu dezbaterile, efectiv nu sunt debaters sau nu sunt arbitri, ci sunt oameni într-o organizație care fac voluntariat, care se implică în diverse proiecte și care vin și timp de câteva luni lucrează la acest proiect. Corolarul fiind evenimentul în sine, cele 3 zile de competiție, efectiv. Bineînțeles, după exemplul nostru, au urmat și alte competiții care au luat acest sistem, l-au împrumutat și îl aplică. Pentru că este un sistem foarte bun, care funcționează și permite atât debaterii din localitatea respectivă să participe la competiție, pentru că există alți oameni care nu sunt implicați în mișcarea de dezbatere efectiv și ei organizează competiția și contribuie la logistica competiției. Zi-ne un pic despre avantajele debate-ului pentru tineri. Avantajele sunt nemăsurate, îmi permit să spun. Ceea ce lipsește din punctul meu de vedere și o resursă, o nevoie pe care sistemul de învățământ încă nu o acoperă îndeajuns de mult, este gândirea critică. Este a învăța tinerii să-și pună întrebări, să fie curioși. Asta face dezbaterea, practic. Te îndeamnă, nu mai te îndeamnă, te obligă să fii curios. Te obligă să fii curios și să dezvolți simțul critic. Să privești aceeași problemă din mai multe puncte de vedere și să încerci ca convingerea ta personală să nu fie una subiectivă, ci mai degrabă să tindă spre o decizie sau o valoare sau un crez obiectiv, bazat pe realitatea înconjurătoare.